mare bucurie pentru localnicii din localitatea Dulgheru, respectiv comuna Saraiu, însă eu am considerat-o ca o obligație morală a mea pentru anul în care ne aflăm, respectiv 2019, ca și infrastructura din mediul rural să poată fi pentru anul în care ne aflăm. A avea o infrastructură, o alimentare cu apă curentă, o canalizare, un iluminat public, sunt lucruri strict necesare și pentru oamenii din mediul rural și ei merită acest confort. Este un proiect destul de amplu, respectiv sunt 17,5 km de asfalt, efectiv sunt asfaltate toate străzile din localitatea Dulgheru. Valoarea totală a proiectului este de 14.908.665 lei. Este o valoare enorm de mare pentru bugetul local al comunei Saraiu. Nu ne-am fi putut permite dacă nu n-am fi accesat aceste fonduri europene niciodată. Dar așa cum vă relatam mai devreme, și oamenii din mediul rural merită să aibă infrastructură. Avem în total 17 km jumătate de drumuri de diferite lățimi, de la 5 la 3 metri jumătate, pe mai multe tipuri de structură. Sunt străzi care nu au fost nici măcar pietruite, pe care se face o decopertă a stratului vegetal, o săpătură generală. Avem un strat de 7 cm de nisip, 20 de cm de sor de piatră 63-90 și 10 cm de macadam. Avem străzi pietruite pe care a existat un tratament foarte degradat. Tratamentul acela a fost inițial de 2 cm, bineînțeles de la îngheț de îngheț s-a degradat. S-a apelat la scarificarea drumului, o reprofilare și un strat de 10 cm de macadam. Pe toate străzile se vine cu două straturi de asfalt, un strat de binder de 5 cm și un strat de uzură de 4 cm. Unde se pornește totul de la zero, eu zic că este un pic mai ușor, pentru că prevezi problemele și le tratezi din timp. În momentul în care vii peste o stradă existentă, nu știi exact ce probleme vei găsi de desubt, că nu poți să vezi toată structura. Când credeți că veți termina aceste lucrări și cât vor dura ele, cât vor ține ele, pentru că oamenii ăștia să se bucure de ele cât mai mult timp? Preconizez undeva în 3 luni de zile o să fie totul gata. Și cât credeți că ar putea să dureze? Ce garanții oferiți localnicilor de aici? Ca și garanție, eu zic că minim 10 ani de zile, atâta timp cât vor avea grijă în exploatarea acestora, să nu lovească cu plugul, cu tractorul, să deterioreze stratul de asfalt. Adică le-am văzut asfaltate acum o săptămână, două săptămâni. Mai credeți că le asfaltează cineva? Nu, niciodată. Sunteți mulțumit de ce a făcut doamna primar? Da, foarte mulțumit. Deci nu numai eu, întreaga localitate. Da? Da. Oricum, roadele dânsii se văd. Se vede că echipa de la primărie și doamna primar lucrează. Da, lucrează. Deci ce s-a spus s-a făcut până acum. Nu cu pluguri pe jos. Deci trebuie întreținute cât de cât. Adică să avem noi grijă de ele. Nu, aici de când eram, deci v-am spus că eram mic, aici era numai piatră. Eram aici lovit în picioare, nu mai aveam, nu mai răni, nu mai ai. Aici e o faptă foarte bună, mai ales pentru cei care au mașini. Deci noi n-am avut aici, cum să vă spun eu, drum asfaltat de la biserică până la cimitir. Și cimitirul închis cum arată acum. Și la ștejarul la fel, cimitirul închis și cum arată acum. Vorbind despre Saraiu, ne spuneați înaintea de interviu că oamenii vor să mergeți cu totul în oglindă. Dacă faceți ceva bun la Saraiu, se face și la Dulgheru. Și iată că până acum reușiți aceste lucruri. Care sunt proiectele cu care vă gândiți să demarați în perioada imediat următoare sau după ce trece perioada de iarnă? Cred că a fost un început din momentul când am venit să reprezint comunitatea locală. Tot programul meu a fost împărțit, aș putea spune, în oglindă, atât pentru locuitorii din Saraiu, cât și locuitorii din Dulgheru, cât și Stejaru. Am încercat să facem aceleași lucruri în fiecare localitate. Localitatea Saraiu este într-un întreg șantier acum. Sperăm să finalizăm toate obiectivele începute. Atunci va putea începe să devină o comună europeană aproape de o comună europeană. La începutul săptămânii viitoare vom demara două proiecte, respectiv construirea unei case mortuare în localitatea Saraiu și o casă mortuară în localitatea Dulgheru.
pentru a îndeplini normele europene, ca cetățenii să poată să facă toate cele necesare pentru bunicii noștri, pentru părinți, pentru cei care pleacă la cele veșnice, pentru că și ei merită un respect cuvenit, venim în întâmpinarea lor și în susținerea acestor activități.